Salut! Se apropie Paștele și românul este obișnuit să mănânce un drop, nu? Sau ceva cu miel, sau niște mâncăruri puțin mai sofisticate, mâncăruri tradiționale românești. De data aceasta voi veni la voi cu o alternativă la tot ceea ce înseamnă acel drop de miel clasic pe care voi îl cunoașteți. Și vom face un drop altfel. Pentru asta vom avea nevoie de ficat de curcan, o să avem și pulpe de pui dezosate, avem ceapă, avem ardei, avem, bineînțeles, niște ciuperci care ne vor ajuta foarte mult, ouă, usturoi și așa mai departe. Dar haideți să vedem ce facem. Prima și prima dată vom toca ciupercile mai mare. Vom folosi două tipuri de ciuperci. Pe lângă șampinioane vom folosi și pleurotusul. Mie îmi place foarte mult pleurotusul. Are așa o textură foarte asemănătoare cu cea a cărnii. De multe ori gătesc pentru cei care sunt vegani sau vegetarieni cu pleurotus, dacă vreau să folosesc ciuperci ca și alternativă. Și avem aici niște pleurotus foarte frumoase, pe care le-am curățat înainte. Nu mai trebuie să le toc prea mult. Vreau să rămână așa cărnoase, să se simtă. Odată ce am tucat ciupercile, o să trecem la faza următoare. Fiecare drop are în componență câte un ou, nu? Noi o să punem mai multe. Pentru asta o să folosim plita Electrolux, o plită pe care iubesc să o folosesc. O să folosim această jucărie. Este o sondă, un senzor, cum vreți voi. Eu îl iubesc oricum. Folosind acest senzor, pot să mă duc pe o gătire asistată de carne, pește, ouă, paste și așa mai departe. De data aceasta vom folosi pentru ouă și cum aș dori să fie. Poșat, fier, ochiuri sau omletă. Eu de data aceasta o să folosesc cea de fier tare. Îi dăm OK, avem sonda și a început gătirea. O să mutăm pe ochiul pe care ne indică plita. Ciupercile le avem deja tăiate, ouăle sunt la fier și se ocupă plita noastră inteligentă de ele. Avem niște pulpe de pui pe care am să le tai pe cât posibil la aceeași mărime, pentru că se coc la fel în tigaie, în wok-ul nostru. Wok-ul nostru de la Electrolux este o altă jucărie minune a acestei companii, care poate fi folosit foarte ușor pe plitele cu inducție. Știți foarte bine că wok-urile sunt specifice focului rapid și sunt folosite în bucătăriile asiatice pe flacără mare. Ei, de data aceasta asta o să vedeți că poate fi folosit și pe plita cu inducție. Am tăiat carnea, o vom pune înapoi în bol, o condimentăm, sare, piper negru, boia afumată, niște fuși de chili și puțin ulei. Ciupercile sunt tăiate, carnea la fel și condimentată, o să ne ocupăm de ficatul de curcan. Încercăm la fel, toate bucățile să fie tăiate la aceeași grosime, la aceeași mărime, dacă este posibil, la fel ca și bucățile de pui. Avem ciupercile, avem pulpele de pui, avem și ficatul de curcan, toate sunt tăiate, tocate la aceeași mărime. Nu ne rămâne decât să adăugăm în wok-ul nostru unt, puțin ulei, îi dăm drumul la wok. Avem ceapă, tocăm niște usturoi. Să aveți grijă, dragi prieteni, pentru că wok-ul este un wok real, încălzește pe aceeași suprafață sau în aceeași intensitate pe toată suprafața. Adăugăm și ciupercile. Ciupercuțele noastre au scăzut, dar nu au scăzut foarte, foarte mult. De ce? Pentru că le-am tăiat în bucăți mari, așa cum vă explicam. O să adăugăm sare, peperoncino, puțin piper. Și le mai lăsăm 2 minute, după care le tragem deoparte și ne ocupăm de partea de carne. Ciupercile noastre sunt gata, nu ne rămâne decât să luăm wok-ul, le punem într-o strecurătoare ca să eliminăm surplusul de lichid. Mai punem unt în wok-ul pe care tocmai l-am spălat. Adăugăm puțin ulei rapid ca acesta să nu se ardă. Puțin usturoi și, bineînțeles, ficatul nostru. Creștem temperatura la wok pe maxim. Ficatul nostru a prins culoare, nu ne rămâne decât să adăugăm sare, piper și să stingem cu vin roșu. S-a terminat și ficatul nostru de prăjit. O să curățăm wok-ul, am pus untul și uleiul pentru pulpele de pui și până când se încălzește, pentru că nu vrem să-l ardem. Avem ouăle care s-au fiert între timp și plita s-a oprit singură. Scoatem jucăria asta minune, curățăm ouăle și punem puiul. În timp ce puiul nostru este în wok și așteaptă să se gătească, tapetăm forma noastră, vom pune puțin unt și vom pune aluatul nostru fraged înăuntru. Ne ajută foarte mult și folia. O să batem 3 ouă crude cu care o să amestecăm toată compoziția pentru a se lega în momentul în care băgăm la cuptor.
Am amestecat aproape toate ingredientele, nu ne mai rămâne decât să tocăm niște verdeață, adică niște ceapă verde, niște usturoi verde și niște pătrunjel pe care le adăugăm în compoziția noastră. Și pentru a finaliza produsul și a fi sigur că se leagă tot ce am pus înăuntru, în formă, o să mai batem încă 3 ori și o să le punem deasupra. Acestea, la sfârșit, o să se ruminească așa frumos și o să dea și o formă, și un gust, și un aspect extraordinar la preparat. Mergem la cuptor, la cuptorul Electrolux, bineînțeles, care are o funcție foarte mișto. Hai să vă arăt. Acest cuptor are o gătire asistată și putem să facem o grămadă de chestii, începând de la carne, pește, garnituri la cuptor, aluaturi pe care le vom folosi noi, deserturi, dulciuri, legume, fructe și așa mai departe. Ne oprim la aluaturi. Mergem, aici avem pizza, chiș, pâine, rulouri, dar vom folosi funcția de la chiș și vom folosi funcția gros, pentru că este ca și un chiș puțin mai gros. Îi dăm start și nu rămâne decât să așteptăm până este gata. Dropul nostru a stat destul în cuptor. Îl scoatem, îl lăsăm puțin la răcit și după aceea îl savurăm împreună cu prietenii sau cu rudele lângă un pahar de vin. Acesta este preparatul, nu pot să vă spun decât poftă bună și până data viitoare rămâneți inspirați în bucătărie și în viață.